Veste bună pentru iubitorii fotbalului din Câmpul Lung. Primarul municipiului Liviu Țiroiu a ținut să confirme zvonurile care circulă de ceva vreme prin urbe cu privire la înființarea unei noi echipe de fotbal la nivel de seniori. Principalul edil al orașului a dat asigurări în acest sens, însă nu știe din ce ligă va porni la drum. Se va face. Nu spuneți când, nu spuneți când, suntem pe sfârșitul lui iunie, vor fi niște ședințe la nivelul Federației Române de Fotbal și de Liga 3 și de Liga 4, vom vedea ce soluții găsim. S-ar putea să prindem loc în Liga 3, dacă nu prindem, mergem direct în Liga 4 și ne organizăm în timp să ajungem în Liga 3. De ce vă întreb? Pentru că Joița, domnul Joița și cu Tibor Senimeșii, care au stat aici la Câmpul Lung atâta timp, s-au întors, se pare, nu se pare sigur, și au semnat cu Olimpia Satu Mare. Am avut o discuție și cu dânsii, categoric am avut o discuție pentru a găsi soluție pentru echipa de Liga 2 inițial. Se pare că ne așteptam noi și dânsii să așteptau să fie două serii de Liga 2, nu e decât o serie, și atunci nu găsim o soluție să ne ducem în Liga 2 și am discutat ceva de Liga 3. Purtăm discuțiile în continuare să vedem ce soluții găsim. Iubitorii sportului rege din Câmpul Lung pot astfel să se bucure din nou de spectacolul fotbalistic din tribunele municipalului. Asta după ce un an de zile au fost văduviți de acest fenomen care a cuprins întreg mapamondul.